Salut! 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 Nu-i așa că tot timpul ți-ai dorit să ai una, două, trei, patru cărți roșii, să pucnești o singură dată din degete și una din ele, una, două, trei, să devină albastre? Acum poți să înveți asta. Se numește Emsley Count și hai să vedem cum se face. Practic, această mișcare se numește Emsley Count. Sunt foarte multe tutoriale disponibile online pentru a învăța această mișcare, în care practic ascunzi una dintre cărți. Consider că de-a lungul anilor am reușit să aduc câteva modificări la acest move, la această mișcare, și de aceea vreau să vă arăt și vouă ce am învățat eu și care este părerea mea legat de Emsley Count. Hai să vedem cum se face. Bun! Desigur, pentru a face acest număr aveți nevoie de 4 cărți. Una din ele trebuie să fie albastră sau puteți face și așa. Bam, o carte să fie cu fața în jos într-un set de 4 cărți cu fața în sus. Și atunci puteți arăta 1, 2, 3, 4 și cartea cu fața în jos nu se vede. Cum e mișcarea? Ea arată așa. O carte, în primul și în primul rând cartea care doriți să dispară, să nu se vadă, trebuie să fie tot timpul a treia de sus în jos. Asta e o regulă, tot timpul să fie a treia. Este a treia de sus în jos. Ba. Luăm o carte în mână. Acesta este gripul inițial. Două degete. Eu tind să țin două degete în colți. Thumbul deasupra. Vine mâna stângă. Vine. Efectiv doar prinde pachetul ca și cum l-am ține într-un dealer's grip. Și tragem o carte jos. Odată ce am luat o carte, vom împinge cu thumbul două cărți. Practic, făcând un double aici. Dar asta nu se vede, desigur, de la început. O carte împinge cu thumbul și eu în același timp obișnuiesc să și trag cu degetele mari. Astfel, double este foarte ușor de făcut. Este doar bam. Și aici e partea cea mai tricky. Cartea din mâna stângă intră, se face load sub degete, în timp ce luați cartea de sus. Cea double. Ok? Puneți 3, 4. Asta e ideea, asta e conceptul de bază. Nu uitați, degete, două degete jos, thumbul deasupra, mă vine mâna stângă, ia o singură carte, bam, împingem două, nu vă faceți griji dacă l-am început să văd cele două cărți, vine așezată cartea înapoi și vine preluat double-ul, da? 3, 4. Avem cartea, ia treia. Și luăm una, împing două, deja se văd că aici avem două, da? Vine cartea asta așezată înapoi pe thumb și în același timp cu mâna cealaltă luăm cele două cărți și diluim mai departe. Din față. Una. Împingem două, o punem la loc. Două cărți, trei. Pat. Desigur, făcut totul într-un ritm mai normal, totul va ieși sigur mult mai bine. 1, 2, 3, 4. Una dintre cele mai importante secrete în Emsley Count este să mențineți același ritm. Orice ar fi, trebuie să mergeți la fel, că dacă veți face, iată, am aici, dacă veți face ceva de genul ăsta, va arăta foarte iurea, pentru că am o carte, 2, 3, 4. Oamenii vor înțelege că acolo se întâmplă ceva destul de dubios și de aceea vă recomand să nu faceți asta și să mențineți același ritm, același pas. Deci fie 1, 2, 3, 4. Bun, desigur, pentru început poate fi ritmul mult mai încet, poate fi 1, 2, 3, 4, așa sigur va fi mult mai ușor. Hai să încercăm așa încet. 1, pingem, ne luăm timpul. 2, 3, 4. Până în momentul în care ajungeți să faceți 1, 2, 3, 4. În momentul în care repet această mișcare, nu mă mai chinui să întorc o carte, încă o simți când o împingi ca lumea, deci poți să rămâi cu 4 cărți și atunci 1, 2, 3, 4. Și dacă ai cineva în jurul, e cineva în jurul tău și se întreabă oare ce faci, efectiv doar numeri 4 cărți. Și în momentul în care poți testa acest lucru, trebuie să arate natural. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faceți asta de cât mai multe ori. Și atât de simplu, acesta este Emsley Count-ul. Emsley Count-ul este o mișcare de bază în arta magiei cu cărți, deci vă recomand foarte puternic să o învățați și să o stăpâniți cât mai bine. Veți găsi sigur o grămadă de acte și rutini care să
în care să le încorporați și care inclusiv au încorporate deja Emsley Count-ul. Este o mișcare foarte bună și ușor realizabilă și ușor învățabilă din punctul meu de vedere. Trebuie doar să exersați și să faceți asta cât mai mult timp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Poți să faci pur și simplu 1, 2, 3, 4. Sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multe cărți. Poți să dai senzația că ai o grămadă de cărți în mână, poți să dai senzația că ai doar 1, 2, 3, 4 cărți sau un infinit de cărți. Este o mișcare foarte bună și de aceea vi-o recomand. Emsley Count, nu eu sunt inventatorul, dar este pur și simplu felul meu de a face. Știu că se mai fac din diferite grip-uri, din diferite handling-uri. Mie așa îmi place să o fac, să fac această mișcare, mi se pare cel mai ușor de făcut așa. Ce să zic, spor la exersat. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și vă mai aștept.